Jim Ron este cunoscut ca unul dintre cei mai renumiți speakeri motivaționali, dar și autori americani, și s-a făcut remarcat prin filozofia sa de viață, care s-a concentrat pe dezvoltare personală, antreprenoriat și leadership. Mark Victor Hansen spunea despre Jim Ron că este un maestru în arta motivării, are stil, substanță, carismă, relevanță, șarm, iar ceea ce spune chiar creează o mare diferență și îți rămâne întipărit în minte. Lumea ar fi un loc mai bun dacă umanitatea l-ar auzi vorbind pe prietenul meu, Jim Ron. În cele ce urmează, vă voi prezenta o mică parte din învățăturile și îndemnurile acestui mare maestru. Înfrângerea, cel mai prielnic început Cineva a spus odată, nu vă rugați pentru ca lucrurile să fie mai ușoare, ci rugați-vă pentru mai multe obstacole și mai multe provocări, pentru că acestea modelează caracterul și voința omului de a învinge. Aproape fiecare poveste de succes pe care am auzit-o, spunea Jim Ron, a început deoarece persoana respectivă ajunsese mental și financiar în cea mai dificilă situație pe care o avusese vreodată. În aceste condiții, oamenii devin suficient de sătui pentru a mai căuta în lăuntrul lor și a scoate la lumină talente noi Abilități, dorințe și mai ales hotărâre, condiții necesare oricui vrea să-și schimbe situația în bine. Lucrurile încep să se schimbe atunci când omul are de înfrunta dificultăți, iar situația exterioară se modifică grație schimbării ființei interioare. Am descoperit că lucrurile nu se schimbă niciodată de la sine. Aceasta se petrece atunci când un om, destul de sătul de cum stau circunstanțele, dar și de decis, de dornic, pășește înspre boxa martorului pentru dreptate și strigă cât îl țin puterile. M-am săturat de umilință și înfrângere, nu mai tolerez această situație. Atunci, timpul, soarta și circunstanțele organizează o întâlnire de urgență și se pun de acord silite de împrejurări. Ar fi mai bine să ne dăm la o parte, căci nu putem pune stabilă acestui spirit hotărât. Din nefericire, masele de oameni nu se schimbă. Așteaptă ca și circumstanțele să se schimbe, învinovățindu-i pe alții sau circumstanțele pentru progresul lor slab. Acceptă eșecul de parcă ar sta în natura umană să se scalde în balta înfrângerii sau autocompătimirii. Dar viața continuă, deși poate acum vă considerați înfrânți. Lumea merge înainte și evenimentele se vor derula cu o regularitate prestabilită. Fie că acum gustați din cupa eșecului sau a succesului, este o condiție temporară. Veți ieși din eșec tot atât de firesc pe cât ați intrat. Condiția ta, rușinea și înfrângerea, este trăită de alte câteva mii de oameni chiar în același timp. Cineva mi-a sugerat odată că ar trebui să-mi spun va trece, ori de câte ori eram ispitit să consider că deja primise maximum de negativitate și eșec pentru viața aceasta. Dintre cei care acum se simt epuizați din punct de vedere mental, spiritual și financiar, câțiva vor pune bazele unui nou început, și făcând acest lucru se vor ridica în picioare și se vor întoarce în lume, nu numai pentru a face ceva bine, dar și pentru a-și lăsa amprenta de neșters asupra lumii afacerilor politice sau sociale. Despre ei se va scrie, se va vorbi, se va discuta atent. Lumea îi va judeca drept norocoși neștiutori în privința agoniei și singurătății ce a însoțit fiecare experiență înaintea celei în care au început să meargă cu capul sus spre împliniri și realizări. Astfel, oricât de nebunește ar părea, mulțumește lui Dumnezeu pentru limitările și eșecurile prezente, dacă așa stau lucrurile, căci acum ocupe o poziție din care se nasc toate poveștile de succes. Poți merge acolo unde dorești. Poți face ceea ce vrei să faci poți să devii ceea ce vrei să devii, începând chiar de acolo unde ești acum. Prin urmare, fiți recunoscători pentru greutățile pe care le aveți de depășit. Toate încercările prin care aveți de trecut vor lucra pentru voi și nu împotriva voastră. De acum înainte, pentru tot restul vieții, angajați-vă în slujba excelenței, amintindu-vă că nu aveți altă provocare decât aceea de a avea succes. Este momentul să facem ceva ieșit din comun și remarcabil. Vă doresc o viață plină de bogăție, sănătate și fericire. O viață în care să vă acordați harul răbdării, virtutea rațiunii, darul cunoașterii și influența încrederii în, în propria abilitate de a visa și de a obține recompense extraordinare. Jim Ron